Profesorii Palatului Copiilor din Târgu Jiu au pregătit și anul acesta echipe mixte de elevi care vor participa la o serie de competiții pe diverse domenii. Fiecare profesor coordonator și-a desemnat un număr de elevi care vor reprezenta județul nostru la fazele naționale și internaționale pe fiecare sferă de activitate. Deci până acum au avut loc fazele locale, fiecare conducător de cer și-a desemnat elevii care vor participa la faza județeană și pe parcursul lunii martie și aprilie se vor desfășura fazele județene, unde vor fi cunoscuți elevii care vor participa sau care ne vor reprezenta la fazele naționale și internaționale. Primul concurs din acest an se va desfășura începând de vineri, când o echipă de schiori de la Palatul Copiilor, formată din 4 elevi, se va deplasa la Cluj pentru a participa la serbările zăpezii. Manifestările se vor derula în perioada 22-24 februarie, iar copiii vor fi recompensați chiar și cu bani. Concursul este unul distractiv, dar care dezvoltă spiritul competiției în rândul elevilor. Primul concurs la care participă urmează să se desfășoare săptămâna asta, vineri, sâmbătă și duminică, la Cluj, la Băișoara, serbările zăpezii. Este un concurs cultural sportiv, nu este pentru elevi care fac performanță în schi, ci echipajul este format din 4 elevi, 2 băi și 2 fete, cu vârsta între 9 și 14 ani. Fiecare elev va fi răsplătit pentru rezultatele obținute la această competiție. Premiile sunt asigurate de Ministerul Învățământului prin Inspectoratul Școlar din Cluj. Cazarea, masa și transportul de la Palatul Copiilor din Cluj până în stațiunea Băișoara, asigurate tot de Ministerul Învățământului, iar transportul de aici, de la noi, din Târgu Jiu, la Cluj, de Inspectoratul Școlar Gorj.